Polifon, fabricație germană, undeva la până în anul 1900. Este într-o carcasă de lemn deosebit de frumoasă, cu o intarsie de diferite esențe de lemn. Polifon. Aici avem pieptenul care practic produce sunetele. Se cheamă polifon trubadur. Asta e o placă de bronz care amplifică sunetul în cutia de lemn. Asta este încuietoarea, avem și cheia originală care și funcționează. Este o broască aruncătoare. Da? Astea sunt discurile care redau muzica. Acele steluțe vin și agață aceste protuberanțe ale tablei. Da? Se ridică acest braț din bronz, se așează discul în poziția aceasta, aici fiind începutul melodiei, da? Aici este începutul melodiei. Se închide. Se încarcă. Nu foarte tare, pentru că se știe, orice obiect vechi poate să plăznească oricând. Iar aici avem pornit oprit. I-am dat drumul. Iar aici vom ajunge la finalul melodiei, când îi punem stop. O încărcare a arcului duce mecanismul pentru 3 discuri. Deci ori îl ascultăm pe ăsta de 3 ori, ori îl scoatem și punem un altul. Acest polifon are în dotare nici mai mult, nici mai puțin de 16 discuri. Discurile au 30 de centimetri diametru și sunt într-o stare foarte bună, după cum se și sesizează. Cam așa arată. Mulțumesc pentru audiție!